uite-i pe ei. Par ceva mai... Te doamne, te doamne, te să fie bine. Și vrei să faci, că parcă e but coniac. Am băut și s-a dispărut. Nu aș vrea să cânt undeva pe... la cumătrii sau la nunț. Aș vrea să fac muzică și să cânt prin concerte. Vreau să dau concerte. Dacă și pentru asta mă lupt și pentru asta eu mă stărui. Să fiu pe scenă mare și să cânt. Bună seara! Salut! Mă numesc Stanislav. Ești din Norvegia? Nu, sunt din Chișinău. Hai să vedem ce ai pregătit pentru X Factor. Stanislav. Am avut puțin emoții, eu cer scuze. Ghinion mare, Stanislav, n-a fost bine deloc. Te-ai behăit, dacă știi ce înseamnă. Ai fost ca o oaie în călduri. Cum e oaie în călduri? Pe un stil de muzică... Aia de face măsline mai mari. Nu ești pentru X Factor. Din păcate, pentru tine, răspunsul meu este nu. Înțeles, mersi. Cer scuze, la revedere. La liniștit. Ce-a fost? Bine, nu înțeleg eu. Ce-a fost? Tu ai auzit asta? Cum așa? Cum am putut eu așa? Ce? Ne-am jugeat ceva, nu știu. Aici mă strânge și... Aha. Unii concurenți zic că au cântat bine și votul e prost. Dar tu, nu. Tu zici din start că te-ai auzit... Nu, eu am cântat rău, asta eu știu. Am cântat rău, eu am auzit, nu. Foarte rău am cântat. Am dat de rușine, eu știu. Dar liniștește-te, mă, băiatule, mă, ia uite aici.